Salut! Sunt Andrei Cosmin și am ceva să vă mărturisesc. Ceva foarte important. Sunteți pregătiți? Nu sunt eu pregătit, dar adevărul este că plac bă, îmi plac bufnițele, bă, Îmi plac bufnițele. Sper că și vouă vă plac bufnițele pentru că altfel nu mai putem să fim prieteni, nu mai avem cum. Ce dracu' ai tras, mă, nebunule, ești bine? Bă! Da, scară frumos. Știți profilul ăla de Instagram cu același nume? Ce se întâmplă pe profilul ăsta este gold, pur și simplu. Profilul ăsta de Instagram, bă, descrie România foarte bine. Avem tot felul de imagini din astea, spre exemplu, sau și imagini din astea. Dacă mi-ar da cineva un test grilă cu 10 variante de răspuns unde a fost făcută imaginea asta, n-aș avea cum să -aleg România. Adică îți dai seama, pur și simplu, și chiar dacă ești, o simți că este făcută în România. Avem și foarte multe texte de genul cu vă rugăm să închideți ușa cu blândețe. Zăm zâmbiți, nu trântiți. Exact cum zice și tant asta noul meu motto în viață. Zâmbiți, nu trântiți. Foarte frumos, foarte pur, ca să zic așa. Andrei 1849, de exemplu, vrea să trântească ușa și dacă eu vreau să trântesc, mai bine zâmbește. Și că e cam boală națională trântitul ușilor. Eu propun să introduc ăștia, mă, că tot vin acum alegerile. Bă, Nicușor, dar dacă vezi treaba asta, eu propun așa, să introduci soft close la toate ușile de la lift. Rugăm pe alcoolistul blocului să-și ducă sticlele la containerul de reciclare, și că e mult prea beat să fac asta. Avem parte și de un lift dezinfectat, și este foarte bine că este dezinfectat. Împreună, în solidaritate, vom trece peste această criză. Va fi bine. Și completează tot Ionus 1997, alcoolistul blocului, probabil. Ce mesaj pe care nu-l pot citi pentru că este foarte urât. Cine vorbește așa, cine vorbește așa, pur și simplu, foarte, foarte urât. Nu știu ce îmi place mai mult din scara asta de bloc, Oare să fie tablou ăsta Oare să fie neonul ăsta care legit pâlpuie. Dacă imaginea asta era un gif, neonul ăsta pâlpâia. Îmi placă florile aia. acestea totuși, se vede că a fost 1 martie, 8 martie, ceva superb. Imaginea asta la fel, dacă era un gif, puteam să observăm aici, gândaci cum se întrec, formula 1, tată. Ușa asta de aici apare că scârția e ceva rău de tot sau e prinsă cu lacă, se află niște secrete aici. Caloriferul ăsta care mi inspiră frig, mă uit așa un pic pe el și mă ia cu frig. Să dea drumul ăștia la căldură, domne, nu se poate așa ceva. Și ne-a furat aici mileul de sub chiveci. Cu G, nu cu C. Neironic mișto tabloul. Este, este foarte mișto. Pare că ascunde o gaură în perete tabloul ăsta, dar foarte mișto. De aici s-a furat de trei ori chiveciul cu floarea în el. Deci femeia asta cred că e una și aceeași. Femeia asta din comentarii, e aceeași femeie cu asta care a mesajul ăsta, că n-are cum. Cu G, cu C. Ce zice mă? De aici s-a furat de trei ori chiveciul cu floarea în el. Ce oameni ne simțiți bătată, bă, vă, ce oameni ne simțiți, Dumnezeu. Ori îl va convinge pe hoț să le readucă, ori îl va pedepsi într-adevăr o decizie foarte grea, foarte dificilă. Asta e misiune din aia de level 99, side quest din la puternic. Tot ce sper eu e să nu intre Dumnezeu în overthinking. Plus de asta, cum v-am mai zis, este o misiune foarte importantă, pentru că Dumnezeu cu asta se ocupă de obicei. Înainte să doarmă, se mai uită, vede ce se întâmplă prin lume și vede textul ăsta prin satul frunză, comuna vinderei, nu știu unde se întâmplă treaba asta, și îl pune sub presiune pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu cu asta se ocupă de obicei. Îl pune sub presiune, intră în overthinking, nu mai doarme bine Dumnezeu. Dumnezeu la noapte. Uneori mi se face milă de Dumnezeu de câte conflicte stupide trebuie să rezolve conform credințelor unora. Absolut superb, aprob, îi dau inimioară. Cine a pus cactusul lângă mușcate? Vă rog să-l luați, nu-mi plac cactusii. Mulțumesc! În condițiile astea, în situația asta, eu cred că e trol. Refuz să cred că e pe bune textul ăsta, pur și simplu. Ia ce zice lumea. Nici nouă mușcatele, dar nu ne plângem. Semnat un locatar xerofil. Superb. cu cactus doar încerca să ajungă la muncă. E blocat în traficul din București și mai primește și hei de la locatari agramați. Sebastian este în echipa cactusului, să înțeleg. El nu ține cu mușcatele, e un fel de competiție din asta, Messi vs. Ronaldo. Nici nouă nu ne plac mușcatele, că ne amintesc de hodoroage senile. Wow, cuvinte grele, cuvinte grele și suntem sensibili. Eu zic să zâmbească fata asta, să zâmbească, să zâmbească că se termină, se termină problemele în viață. Vedeți și probleme a unii. Dacă sunteți curioși să vedeți și voi cactusul, acesta este cactusul, dacă nu te concentrezi un pic, dacă ai alte probleme în viață, nu o să observi cactusul ăsta. Dacă vreți să bateți obrazul cuiva pe bune, puteți să fiți așa cu oamenii care sunt scu toate cu pe hol bă și lasă acolo luni de zile, de exemplu, ce se întâmplă de aproximativ o lună pe un hol, la un prieten. Eliberați-vă rog, stați că nu focusează ține palierul ocupat de cel puțin o lună. Treaba asta stă de cel puțin o lună aici și nimeni nu face nimic. Și aici jos pare că să a cineva sau nu știu exact ce se întâmplă. Și sunt foarte multe cazuri în care oamenii simt și gunoiul ne zile în fața ușii și nu fac absolut nimic. Bine, și treaba asta tot nu este se consideră ca fiind... Și hai că ușa asta ca ușa asta. Dar dacă doamne ferește, nu, trecem la o altă ușă. Uite, Mihai ne zice că este tuareg, nu Polo. Și că semnalizarea are? Păi asta are, pentru că nu e sigla de la BMW. Dacă ar fi fost sigla de la BMW aici, n-avea semnalizare. Dar ușa asta vine, vine și cu semnalizare, vine cu tot ce trebuie. Cameră pe spate, din câte puteți observa, absolut superb, și pe față și pe spate. Are încălzire centralizată, geamuri electrice, scaune încălzite, merge pe gaz, nu văd nicio problemă. Într-adevăr, nu bate, nu troncă, ne o bunicuță din Germania a folosit-o. Aici apare că a fost revopsită și a fost revopsită prost, într-adevăr. Trebuia să-mi lase și seria de șasiu ca să o verificăm pe ușă vertical, să vedem acolo daunele. Să avem frumoasă o zi. Perfect de acord aș putea să nu. Și totuși să nu-mi ziceți că treaba asta se aprinde. Pare un panou din la care se aprinde, efectiv e conectat, văd cablul ăsta și pare că ăsta duce undeva la priză. Am văzut și liftul ăsta, acum observ aici ușa asta în dreapta. Mamă, parcă îmi vine să o trântesc așa un pic, dar hei! Gat, nu mai îmi vine să trântesc ușa, sunt bine, sunt bine. Stimați vecini, vă rugăm să țineți de mânerul ușii, să nu se dărâme blocul. Mulțumim pentru înțelegere. Cred că de asta e și scris cu albastru, că vine așa bluescreen-ul peste tine, dar real e plin de blocuri de, de genul, de blocuri, blocuri vechi, cu bulină roșie și nici nu vreau să mă gândesc ce o să se întâmple sau ce s-ar întâmpla dacă ar veni un cutremur puternic la noi. Vai de viața noastră! Real, blocul ăsta, bă, la un cutremur de 7 a picat. Și ce cutremur de 7? La un cutremur de 5 și un strănut mai tare, blocul ăsta pică, tată. Avem și groapă săpată aici, aparent. Atenție, groapă. În caz că vine cutremurul, groapa e deja săpată, că na. Frizerie populară la Sandu Valabilu și chiar există treaba asta, am văzut ceva pe TikTok, mi se pare, chiar există frizeria asta și chiar așa se numește. Dar Sandu Valabilu din TikTok-ul ăla meu avea 80 de ani și se uita la puterea dragostei. Locația doresc tu soare la Sandu. Unde este locația? Hai să vedem. Este pe bulevardul 1 decembrie 1918, sector 3, la Faur, Poarta 4. Aia zic, să promovăm business-uri românești. Eu zic să mergem cu toții să ne tundem la Sandu Valabilu, bă, tata, bă. Mă numesc Casa Scării. Mă numesc Andrei. Întreține-mă ca pe propria amantă. Una e scara la copii, alta e scara inimii. Absolut superb un comentariu de nota 10, tată. Copii, mergeți la scara voastră! Din când în când și pe ascuns, nici amantele nu mai sunt întreținute. Păi nu mai sunt întreținute, că sunt independente și pline de bani. Toate femeile sunt independente și pline de bani. Dragi chiriași, nu mai faceți gălăgie la 1 noapte, se aude tot. Terminați cu videoceatu, că lumea doarme la orele dimineții, cred. Dacă nu vă potoliți, o să iau măsuri. Șmecherii se filmează, fraierii plătesc. Aia zic, nu e prostă la care face treaba asta, e prostă la care dă. Și asta cu dragi chiriași, nu mai faceți gălăgie la 1 noapte, se aude tot bă, reală. Adică sunt blocuri în care efectiv poți să auzi la 4 dimineața, e liniște tot, se duce un vecin ceva ăla de sus sau așa, se pișă, bă, se aude cum se pișă. Și asta cu terminați cu videocetul că lumea doarme la orele dimineații, bă, dacă toată lumea dormea, domne, cum să, cine se uita la ele, domne? Și că tot a fost acum 1 martie, 8 martie, nu? Ziua femeii, domne, ziua femeii, la mulți ani femeilor, să fiți iubite, să fiți apreciate, să fiți frumoase, să fiți calde în suflet. Numai la ProTV, această imagine este la fel de caldă în suflet. Această inimioară care stă pe această caserolă de mici, cred, efectiv. Asta e o caserolă de la mici. Avem și această imagine surprinsă, cred că undeva prin centru romană, universitate, o chestie din asta. Cu antena asta emitem semnale extraterestrilor la cât de mare e. Se întâmplă, se întâmplă ceva. Vreau să apreciem și ușa asta și acest bolit parcat în fața ușii. Se află în starea asta și a căzut vopseaua de pe ea de la transmisiile 5G. Lăsați o mai moale cu tăria și avem această imagine cu foarte multe sticle de vin, de nu știu ce se întâmplă, bere, sirup de arțar, ce asta? Și această cutie de scrisori extraordinară, probabil aici se află pliante din alea cu reclame la farmacii. Na, mă rog, după ce bei atâta, te duci la farmacie, adică te duci direct la floreasca după ce bei atâta, vrei să vă mint ceva puternic. Atenție, ardei foarte iute, într-adevăr, este un ardei foarte iute, pentru că e singurul. Avem și imaginea asta, bă, și neironic, mi se pare foarte tare cum a crescut chestia asta aici. Cu treaba asta aici poți să mărești prețul chirilor. Apartamentul ăsta de aici, ai să zici că îl dai nu știu, cu 450 de euro. Că se află treaba asta aici la intrare în bloc, poți să mărești, poți să ceri 600 de euro. Pentru că este o minune a naturii ce se întâmplă aici. Trebuie să fie prezent Dumnezeu și în scara blocului, adică nu mai în sufletul nostru și așa mai departe. În scara blocului E bine să vă existe așa ceva și nu o singură icoană, mai multe dacă se poate. Cu cât sunt mai multe, cu atât ești mai aproape de Dumnezeu. Frumos ar fi să avanseze, adică treaba asta să se întâmple la parter, dacă tot, și cu cât avansezi urși un etaj, să se mărească numărul icoanelor ca să fie corect și frumos. Avem și acest covoraș. Acest covoraș care dă culoare, mă vreți să vă mint. Dă culoare acestei scări de bloc. Oamenii din bloc sunt mult mai fericiți. Au o pată de culoare în viața lor. De treaba asta sincer nu știu ce să zic. Ce zice lumea? În schimb, râdem noi, râdem, dar arată fain. Mă mir că nu au fost furate. Ăsta e un brad. Pare că e un brad. Efectiv, ce se întâmplă? Ai copil că mami, tati vreau afară în parc. Dar hei, ai parc pe pol. Ești deschis. De ușa, ai parcă aici. Eu sunt curios ce fac curierii în cazul ăsta, sau nu știu, cum mai știu ceva de mâncare, sună oameni la interfon, de la care interfon? Sunt destul de multe opțiuni dacă e să mă întrebați pe mine. Viorel, te rog frumos, dimineața dacă te duci la cimitir, ciocăne și la mine. Îl știu pe Viorel, nu ai nicio bază în el. Râdem, glumim, dar o să ajungem și noi la vârsta asta. Și eu la 15 ani râdeam de oameni de 30 și acum ușor, ușor vedeți că, vedeți că nu e bine. Cheia se găsește la apartamentul 3 sau 4 și cheia succesului e la tine. Aaaa. Nu știu exact ce se află aici, adică pentru ce ai nevoie de cheie, nu știu ce, ajungi în Narnia sau nu știu ce se întâmplă. Avem și imaginea asta care, bă, pare pictată manual cumva. A avut cineva o viziune, a avut cineva talent. Artistul, artistul, artistul stă fix aici. Artistul a făcut treaba asta. Visul american. Visul american, da, probabil în Ferentar sau nu știu pe unde era, Rahova se întâmplă treaba asta. Dar, hei, visul american. Avem și acest poster cu această pisică și acești cățeluși pomeranieni. Știu asta pentru că mi-aș pomeranian, adică fie vorba între noi, chiar mi-aș un câine pomeranian. Dar la apartament, câine, nu știu, bine, sunt foarte micuți, da? Da, nu știu de ce am intrat în detalii din astea, dar posterul ăsta, într-adevăr, dă culoare. Posterul ăsta te scapă de depresie. Și nu în ultimul rând avem și această imagine, această carte cu acești domni pe copertă care se pupă. Și acest croissant cu ciocolată care indică faptul că o să se lase cu... Adică... ces? Fiecare acum are. Până un alta nu uitați că mă găsiți pe contul de Instagram Andrei.cosmină. Nu uitați să dați și un subscribe la canal și să prindeți notificările dacă sunteți noi. Și repet, ne auzim data viitoare numai la ProTV.